Avea permisul suspendat, însă nu a renunțat la șofat, ci s-a urcat la volan. Vorbim de un tânăr în vârstă de 22 de ani care a refuzat să oprească la un control de rutină al polițiștilor. Acesta a accelerat și s-a oprit cu mașina în gardul unei case. Imediat s-a dat jos din mașină și a fugit de la fața locului. Când oamenii legii l-au somat să oprească, acesta a demarat în trombă. Pentru că vreau să-l duc într-un garaj. Și după ce nu ai oprit mașina la semnalul polițiștilor, ce s-a întâmplat? Te-ai speriat? Ce să fac? Am intrat într-un gard. Și după? Și după aia nimic, am plecat. Oamenii legii au pornit imediat în urmărire. După aproximativ o oră, tânărul a revenit singur la locul accidentului. M-am întors eu singur înapoi. Ți-ai dat seama că... Da, m-am întors ca să vadă că nu-s beat sau eu știu ce alte chestii. Ne spui numele tău? Nu. Spune-ne, te rog, ce te-ai gândit tu de te-ai întors tu singur la poliție? Ai ce zis să mă gândesc? O să fie pedeapsa mai mare sau? Nu, m-am întors că oricum, nu, trebuie să mă întorc, nu? Spune-ne, în 2010 ți s-a luat permisul că ai condus, că aveai alcool în sânge, așa? Da. Cum, ce s-a întâmplat atunci? Tot la un control din ăsta de rutină sau cum? Nu. Dar are rost să discutăm despre ce mi s-a întâmplat. După un control mai amănunțit, oamenii legii și-au dat seama că tânărul avea carnetul de conducere suspendat încă din anul 2010. Cu ocazia executării serviciului de supraveghere și control al traficului rutier pe un bulevard din municipiul Timișoara, am efectuat un semnal de guvernamentar de oprire al unui conducător auto. Conducătorul auto care inițial a redus viteza, însă nu a oprit, motiv pentru care am procedat la urmărirea acestuia în trafic, iar cu ocazia faptului că acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un gard, aceștia au părăsit autoturismul, am continuat urmărirea acestora, am reușit să reținem unul din ocupanții autoturismului, celălalt reușind în primă fază să scape, am desfășurat activitățile specifice, reușind ulterior să-l identificăm. Acesta revenind la locul săvârșirii faptei. Cel în cauză urmează a fi audiat, se vor întocmi documentele legale sub aspectul săvârșirii unei fapte penale, sub îndrumarea unui procuror. În urma audierilor, polițiștii vor stabili cu ce pedeapsă se va alege șoferul, care a încălcat legea de mai multe ori.